în alt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, s-a aflat astăzi în mijlocul opștii mănăstirii Văcărești Noi din județul Constanța. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și le-a vorbit credincioșilor prezenți despre Vameșul Zaheu, despre a cărui credință a afirmat că a fost apreciată de Mântuitorul Hristos. Astăzi am ascultat pe Zaheu, cel plin de credință, care, voin să-L întâlnească pe Mântuitorul, s-a suit într-un sicomor. Hristos l-a chemat să vină la sine și i-a spus, trebuie să rămân în casa ta. Zahieul l-a primit și, cunoscându-i credința după ce a rostit cuvintele, Doamne, dacă ai venit în casa mea, fac și eu ce trebuie și ce-ți place ție. Jumătate din averea mea o dau săracilor, și pe care i-am nedreptățit întorc în pătrit. De aceea Mântuitorul, pentru credința lui, pentru căința lui, pentru smerenia lui Zaheu, a pronunțat, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia și iată ce a păgăduit, că și el este fiul lui Avram. Mănăstirea Văcăreștii Noi este situată în apropierea localității Lumina din județul Constanța și are Hramul Sfânta Treime.